După o lungă perioadă de serviciu public, mă întorc unde totul a început. Nu doar să vin acasă, ci să reconstruiesc acasă. Cu 8 ani de experiență în serviciu public și 20 de ani în domeniul privat și antreprenoriat, am învățat ce înseamnă să construiești cu adevărat. Schimbarea începe cu curajul de a visa măreț. Severinul poate și trebuie să fie un exemplu de progres și inovație. Miliarde de euro, PNRR, Angel Salini, Fondul pentru Modernizare, Ajutor pentru Termia Severinului, sunt doar câteva din proiectele aprobate de mine în cei 4 ani în Guvernul României. Viziune, schimbare, acasă. Voi renunța la mandatul de europarlamentar, dar pentru asta am nevoie de votul fiecărui severinean. Primăria se reabilitează. Haideți să ducem reabilitarea până la capăt. Pe 9 iunie să schimbăm primarul. Eu sunt dispus să fac asta.